Patru profesori universitari de la un colegiu din Iowa care predau în China în cadrul unui parteneriat cu o universitate locală au fost atacați și răniți într-un parc public, au anunțat reprezentanții colegiului american. Atenție, urmează imagini ce vă pot afecta emoțional. Patru profesori universitari americani care lucrează la Universitatea Beihua din China au fost atacați și răniți într-o agresiune cu arma albă petrecută în parcul Beishan din orașul Jilin City. O înregistrare video postată pe rețelele de socializare care ar fi fost făcută imediat după atac arată trei persoane întinse la pământ înconjurate de alți oameni. Unul dintre ei era plin de sânge în timp ce altul părea să-și folosească o mână pentru a aplica presiune pe rană. Colegiul Cornwell din Iowa, în Statele Unite, a anunțat că cei patru americani lucrează ca profesori la instituția de învățământ superior și Paul la un schimb de experiență în China. Un oficial american a condamnat agresiunea cu armă albă de la Jilin, unora situat în nord-estul Chinei, în provincia cu același nume. Președintele colegiului Cornell, un colegiu privat de arte liberale din orașul Mount Vernon, a declarat că instructorii au fost răniți într-un incident grav în timp ce vizitau parcul. Aceștia se aflau împreună cu un membru al corpului profesor al chinez atunci când a avut loc atacul. Autoritățile chineze nu au transmis informații cu privire la acest atac, dar o poză cu presupusul atacator a fost făcută publică. Agresiune ale unor cetățeni străini din occident sunt extrem de rare în China, o țară în care există o siguranță pe străzi. Numărul atacurilor fizice este mult mai mic în China decât în Statele Unite și Europa occidentală.